Bună, bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să-ți povestesc cum a început drumul meu către pirogravare și cum anume m-am hotărât să fac un job din asta, nu doar o pasiune. La început a fost doar o pasiune și ulterior în timp m-am gândit că cel mai potrivit pentru mine ar fi să lucrez exact ceea ce îmi place. Momentan e doar ca un job part-time, dar sper că în timp să devină un job full-time, job mult visat în care faci exact ce îți place ție să faci și îți face plăcere și nu contează câte ore pierzi într-o noapte, atâta timp cât faci ce îți place. A doua zi, eu personal sunt fresh, rare ori mă simt obosită. O să vă arăt un tablou. E un tablou pe care l-am pirogravat cadou pentru o prietenă de-a mea și urmează să îl trimit zilele următoare. Ea nu știe nimic, bineînțeles. A făcut un gest foarte frumos pentru mine care m-a ajutat extrem de mult. Nu cred că ea și-a închipuit cât de mult o să mă ajute gestul pe care l-a făcut. S-a gândit la mine într-un anumit context și asta m-a ajutat pe mine să realizez un lucru foarte important și m-am gândit că ar fi foarte frumos să îi mulțumesc așa cum știu eu mai bine, pirogravând ceva pentru ea. De ce m-am gândit să fac acest video? Pentru că cu gândul la tablou prietenei mele mi-am amintit că de fapt așa am luat o hotărâre asta de a porni pe drumul ăsta cu pirogravarea. Pentru că la început, acum 5 ani, când eu am început să pirogravez, am început să fac cadouri oamenilor din jurul meu și primul cadou pe care l-am făcut a fost tot unei prietene când urma să se nască fetița ei. I-am făcut cadou un tablou pirogravat și lucrat în totalitate de mine, am folosit și ceva traforaj atunci. Și, practic, așa a început toată povestea. Am început să pirogravez din pasiune și ușor, ușor, la fiecare eveniment din viața noastră, la prieteni, la familie, la cunoscuți, tot timpul duceam parte din cadou ceva pirogravat de mine și toată lumea era super entuziasmată pentru că, nu știu despre voi, dar foarte puțini oameni sau nu foarte multe persoane știu ce înseamnă pirogravarea sau poate n-au auzit de pirogravare, așa cum nici eu n-am auzit până la 20 de ani, habar n-aveam ce înseamnă pirogravare manuală și erau super entuziasmați și probabil și pentru faptul că era ceva super nou pentru ei, ceva ce n-au văzut înainte, n-au întâlnit și li se părea că am talent și fac ce fac foarte frumos și m-au încurajat să continui să fac asta și ușor, ușor așa am ajuns să mă gândesc la pasiunea mea pe care ar fi cel mai frumos să transform în jobul visurilor mele și ulterior chiar am participat la un târg de Crăciun care a fost din păcate un eșec total, dar nu din motivele care mă privesc pe mine, adică nu din cauza că lucrurile pregătite nu erau frumoase sau ceva, pentru că au fost foarte mulți oameni la târgul ăla cu lucruri handmade super faine, bijuterii handmade, haine croșetate, temirce, fiecare ce pasiune avea, lucra și venea la târgul ăla de Crăciun. Doar că eu fiind la primul meu târg de Crăciun, nu am știut să-mi aleg exact zona și locația și nu am știut ce fel de oameni o să vin acolo. Și am vândut la târgul ăla de 5 lire. Mai exact, soțul meu a vândut doi magneți de frigider, a vândut în timp ce eu m-am dus la toaletă. Și investiția pentru târg a fost foarte, foarte mare, adică am plătit o taxă destul de mare, plus materiale, costuri de materiale, a fost un eșec total. Dar cumva trebuia să se întâmple eșecul ăla ca eu să conștientizez că cel mai bine e să rămân în online,
să mă ocup mai mult de partea asta de online și să-mi îndrept atenția maxim doar către asta, pentru că să mergi la târguri implică mult mai multe lucruri. Uite, de exemplu, acum e pandemie, nu poți să faci niciun târg, dar în cazul meu am copil, deci nu mă pot deplasa la târguri cu copilul după mine. Stai în frig, nu sunt cele mai bune condiții, ai nevoie de spațiu, plătești spațiu, îți trebuie masă, scaun, curent dacă vrei să faci demonstrații în public și multe, multe alte lucruri. Dar, în principiu, vreau doar să vă povestesc despre cum anume am început eu să mă gândesc că ăsta ar fi drumul vieții mele și încă simt asta. Mă bucur mult să fac cadouri oamenilor din jur, cadouri pirogravate de mine, pentru că nu știu cât conștientizează ei, dar eu, în inima mea, știu că atunci când pirogravez, pun cel mai mult suflet în ce fac. Nu-i ca și cum mă duc într-un magazin, aleg o bluză, aleg, nu știu, un obiect decorativ și gata, am plecat acasă cu cadou perfect ales, pe care îl mai are încă, nu știu, cel puțin 10 persoane îl mai au acasă. Îmi place mult ideea asta de unic, în sensul că eu pot să reproduc un tablou, adică dacă am făcut tabloul ăsta pentru prietena mea, îl pot reproduce și pentru altcineva, dar este unic în sensul că e făcut de mână, se pune emoția acolo, se pune muncă, se pune migală. Și asta nu găsești în lucrurile pe care le poți cumpăra din orice magazin. Și mie îmi place să cred că transmit prin lucrurile pe care eu le fac bucuria mea și emoțiile și eu consider că așa arăt cel mai mult iubirea mea față de oamenii din jur pe care îi iubesc. Și îmi aduc aminte că încă din copilărie eram înnebunită să fac cadouri și mai mult decât atât, să le văd oamenilor reacția când deschid cadourile de la mine. Și îmi aduc aminte că cea mai mare bucurie a mea e când fac cadouri cuiva, indiferent despre cine e vorba, dacă văd reacția sau măcar primesc un feedback în urma deschiderii coletului de la clienți, de exemplu, e cea mai mare bucurie pentru mine. O să vă arăt în următorul video cum împachetez coletele, mai exact o să împachetez acest tablou și o să vă arăt pas cu pas cum anume o să-l împachetez. Poate vă e și vouă de folos, pentru că mie mi-a fost de folos o comandă pe care eu am făcut-o pentru nunta mea, unde am primit totul super frumos împachetat. Am avut o experiență de unboxing super frumoasă și încerc și eu să le ofer clienților mei exact aceeași experiență. Așa că, dacă sunteți curioși, stați aproape, următorul video o să fie despre cum împachetez acest tablou pentru prietena mea. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest video, subscribe și dacă vă place puteți să dați și un share să mă ajutați puțin. Ne vedem data viitoare. Toate cele bune!